Vă țucă tata Nețo Mondialu cu tăți dinți. Viu cu o nouă informație, sper ca lumea știind că regele. Să ne înțelegem. Nelson Mondialu vine cu o informație, cu o știre. Înțelegeți? Țin să vă anunț, domnilor, că după atâta timp am pus camerele de filmat jos. Am pus YouTube-ul jos și Facebook-ul jos. M-am lăsat de sportul acesta. Dar să nu credeți că m-am lăsat de tot. Spre bucuria mea și a multora care, într-adevăr, mă iubește, mă susține, mă apreciază. Țin să vă anunț că am prins un contract. Domnie, îți mulțumesc, domnie, că existi și îmi dai a doua șansă de revenire. Am prins un contract cu oameni buni care facilitează viața mea, chiar dacă sunt la o vârstă înaintată, cu o apreciere din partea lui Dumnezeu, dumnezeiască aprecierea, nu să înțelege, cred că din cauza colinzilor care le-a scos, că am văzut că le-a făcut cu drag și suflet. Mi-a dat o șansă, mi-a dat gâtuială, oameni buni, mi-a dat glandă vocală. Mi-a dat glandă vocală. Oamenilor, am prins contract. Am prins contract cu o casă cu mai multe căzi de discuri. Să ne înțelegem, eu nu sunt cu o casă de discuri. Adică, ca să... Tot îmi zic că jnițelile și ele, că amestecat, mai am rămâne pe acolo. Înțelegeți? Am prins contract cu casă de discuri, muzică techno, techno. Techno. Înțelegeți? Muzică populară, unde intră manele, etno, așa, și ni. Domnilor, de necrezut, muzică pop. Înțelegeți? Pop Nelson Simone, pop muzică Nelson Simone. Da, am prins un contract, vreau ca să vă spun suma care e anuală, bineînțeles, contractul este pe 20 de ani, eu nu știu cum, ținând cont că am o vârstă aproape, înțelegeți? 20 de ani, așa o considerat ei de cuvință. Contractul semnat, nu pot să dau înapoi. Contractul semnat, mâncava și Dumnezeu, nu știu ce va fi, peste 5 ani, peste 10 ani. Dar eu am contractul dumnezeiesc, așa să fie pentru toată lumea. Nici nu știu dacă să vă zic. Nici nu știu dacă să vă zic. Mai oamenii auziți? Nici nu știu dacă să vă zic. Deci contractul, vă spun, domnilor, vă spun pentru că așa e calculată. Așa e calculată. 500.000 de euro pe an. 500.000 de euro pe an la care se adaugă la fiecare semestru, la fiecare semestru, care semestru, să ne înțelegem, e compus din 3 luni. Noi din patru, din trei. La fiecare semestru, înțelegi, îmi mai vine o bursă semestrială de 75.000 de euro. Adică 25.000 de euro pe lună. Fără salariul lunar care l-am. Mi-am făcut la sistemul audio, înțelegi, pentru sistemul nu audio, pentru sistemul gătuit, să nu credeți că veniți voi și îmi dați o carată în gât sau îmi puneți ceva să-mi pierd vocea. Nu. M-am dus fain frumos și mi-am asigurat vocea. Contra la 10 milioane de euro. Vocea mea mi-am asigurat-o contra la 10 milioane de euro puțin față de contractul care îl am. Înțelegi? Mi-am asigurat vocea. Mi-am asigurat, alo, aici o intra mai multe.
că m-a întrebat domnul Nelson. Vocea v-ați asigurat-o? Plămâna în cască, domnie Ferni? Un TBC, o varicelă? Dință mi-a asigurat, domnie Ferni, de mi se duce una intrătătie. De mi se duce una intrătătie. 300 de milioane de euro. Înțelegeți? 300 de milioane de euro. Îs milionar în euro. Nu vreau ca să spun, când au auzit melodiile care le-am scos, m-o suna căsele de discuri, domnul Nelson, contract, 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 contract. Nimic! Nimic! Eu mă duc cu Viper-ul înainte, mă duc cu Bodo Mănăstureanu la orgă, m-am împăcat cu el. Și așa n-am fost noi certați. Am fost mai în sânia, m-am fost gănați, vin bani. Ia așa nu am fost nervoși. Cu Echo, înțelege? Și bineînțeles, cine vrea, accept. Toți care vreți, care faceți melodii, care cântați, care vreți să vă apară în clip, care vreți să vă fiu vocea 2, care vreți imagine, aveți pagina mea oficială, Nelson Mondialul Fenomen, există în descrierea clipului, pagina mea oficială, unde îmi veți lăsa mesajul. Domnul Nelson, uite asta vreau, bă, rog seriozitate, nu crezi că ești vreuna care ai poftă pe mine și gata, nu? Înțelegi? Să ești vreunul care ai nervul la și nu domnilor sau Caterinca. Nu, vă rog frumos, seriozitate. Va ieși Colinda, Colinda, pot să-i spun titlul oare? Nu știu. Dacă trebuie să-i spun titlul, nu mi-arată așa. Bun. Colinda, că de-aia, așa. Colinda va fi foarte tare. Două Colins. Două Colins am făcut. Unde... am plâns. Am plâns în timpul recitării. Am plâns. Le mulțumesc și acelor băieți care au venit la prima colindă cu mine de-au filmat. Moșii. Bățucu. A doua colindă va fi tot o surpriză frumoasă pentru voi. Domnilor, ce să zic? Doamne ajută la toată lumea. Să nu vă întrebați de ce am paginile Facebook închise, le-am închis, pentru că am crezut de bună cuvință, ciodată am câte 200 de mii de urmăritori și pun un clip și are 10 aprecieri, că nu oamenii din listă urmăritorii îs decedați sau bolnavi, băgați pe undeva, unde n-au linie erotică, nu, linie din asta... Înțelegeți voi cum să zice tie tata ăla? Înțelegeți? Așa am considerat eu. Sunteți decedați sau nu aveți linie virtuală, nu aveți sosim, nu aveți ăla băi, netu. Înțelegeți? Netu, domnule, netu, să ne înțelegem. Și atunci am considerat că trebuie să închid acele pagini. Da, de ce să ocupe loc când poate să-și facă și altă? Exact! Exact aceeași gândire eu am. De ce să mă duc eu la muncă când sunteți mulți care n-aveți de lucru, n-aveți posturi de muncă și aveți nevoie de un post de muncă? Și atunci eu, din amărăciunea mea și din ăsta, m-am dat la o parte și ți-l am lăsat ție. Bate-te mă pe el, mă. Bate-te mă pe el. Vățucă tata Neso Mondialul, bineînțeles, dinții ei frumoși, care... la a doua el, ați văzut, e descrierea în link-ul clipului, stomatolog. Îl găsește acolo. Vă pup cu toată încrederea. Vă țucă tata Neță în dialog. Avă la. Iau.